amănunte în scandalul izbucnit la Inspectoratul de Poliție Old după ce o agentă și-a înjunghiat fostul șef în a doua zi de Crăciun. În plângerea femeii apar nume grele din conducerea Poliției Old, dar și explicații despre modul în care a fost abuzată de mai mulți colegi polițiști. Tânăra susține că a fost violată de nenumărate ori și de șeful Poliției Balș în prezența comisarului pe care l-a înjunghiat. Astăzi au început audierile celor acuzați. De ce ați venit astăzi aici? Ne spuneți pentru ce ați venit? Cum comentați acuzații? Agenta Melania Renghea și acuză mai mulți colegi de viol și șantaj, printre care și un procuror. Unii dintre ei, susține ea, au fost martori la aceste abuzuri. Printre cei pe care îi arată cu degetul este și Ion Sotea, șeful Poliției Balș, care ar fi violat-o. De față ar fi fost și polițistul Gheorghe Barbu, principalul acuzat în dosar. Totul ce există la televiziune, aveți cuvântul meu dumneavoastră, că e scenare totală. Asta e părerea mea. Măcar o cunoșteați? Cât de dar cum să nu o cunosc? Adică e subalternă mea și nu o cunosc? Am lucrat acolo la poș și nu o cunosc? Cum să nu o cunosc? Și care era comportamentul? Comportamentul era fixist, era nu discuta cu nimeni, își vedea de treabă ei și atât. N-avea prieten, n-avea nimic. La audiere au participat și doi dintre avocații agentei Melania Renghea. Acum vor fi audiați, li se va duce la cunoștință probabil pentru ce sunt chemați și vor da declarație persoanele invitate astăzi. Vă dați seama, violul, așa cum a formulat clienta mea, șantaj și amenințare. La audierile de astăzi ar fi trebuit să vină și șeful suspendat al Inspectoratului de Poliție Olt, Ion Voicu, și el acuzat de viol. Acesta a depus și o plângere pentru calomnie împotriva polițistei și soțului ei la judecătoria Balș. În acest dosar, polițista este cercetată și ea pentru tentativă de omor, după ce l-a înjunghiat pe fostul ei șef cu un cuțit. Revenim în studio. Zice un trezător, acest subiect îl așteptam de mult de la voi. Bine ați revenit. A fost în legitimă apărare a două vieți, a ei și a fătului ei. Dacă ar fi fost violată, pierdea sarcina, curgea sânge, toată mașina sânge. Chiar suntem un popor de barbari. Eu cred că doamna a fost forțată să facă sex cu șefii pentru acest loc nenorocit de muncă. Dar îmi pare tare rău. De ce s-a pus la ora 9 acolo și l-a chemat în mașină? Păi ăsta e misterul, ca să-l omoare. De ce? Cum? Ca să-l atragă într-o capcană. Păi, dar ce spune, zice domnule, era periculos, pierdea sarcina. Cum vrea să demonstreze altfel că a fost zice violat? Zice că era în legitima apărare. Da. Ia. Da. Păi unde s-a aflat ea? În mașina ei. Unde era ea cu mașina ei? La el acasă. La ce oră era acolo? Ce fel de legitimă apărare e? Păi o să susțină că i-a dat la pumn în burtă. Păi normal. Păi unde se văd? În casă? Nu, e dat în mașina ei în fața porții lui. Ce caută mașina ei? Domne, nu știu ce căuta, s-a dus la chemat, poate. L-a mai chemat să ia și altă dată. Și pe ei i-a găsit amândoi acolo fiul lui, care a venit și a sunat la 112 și i-a venit smurdu. Păi, da. Hai să vă citesc în continuare. Domnul Bălan zice, bine, așa se fac inspecții în toate domeniile, cu hartane, cu șpițane, cu tot acâmul. Și am zis că se fac pentru că și în prezent se procedează așa, de aceea nu se rezolvă nicio reclamație. Domnule Bălan, apropo de polițiștii corupți, veniți în Alexandria, la restaurantul de la Hotelul Park, ziua, să vedeți polițiști beți care se ceartă ca la ușa cortului și care uită să-și achite nota de plată la o spătărițe. IPJ-ul Roman, cea mai coruptă poliție din țară, e plină de nepotiți și foști milițieni. Vă rog, domnule Dan, să-mi citiți mesajul, poate aude și comandantul IPJ Telorman. Eu știu cum e la Gorj, da, știu foarte bine. Mă închipui că și la Telorman e la fel. Dane, te rog frumos să nu mai chem pe Roxana Avram în emisiunile tale. Trebuie să observi că o avocată de-a noastră din PPDD, dacă e Mihaela Olaru, avocata polițistei, dar și Mariana Ștefan e avocata polițistului. Așa că amândouă sunt cu noi, cu poporul. Deci se echilibrează-i la pace. Și nu întâmplător, zice trezătorul, înseamnă că a constatat că victima are dreptate. Să se ducă puțin Roxana la psihiatru. Sunt multe femei care și-au pierdut locurile de muncă datorită faptului că n-au acceptat să se dispună de ele. Se ajunge chiar să urăști de moarte pe individul care violează și care mai are și calitatea de șef. Și continui un an jumătate dacă îl urăști. Zice Nicoleta, eu sunt chiar o victimă a hărțuirii unui șef mare, mafiot al PSD și n-am acceptat nimic. Dar am avut mult de suferit împreună cu familia. Și te-ai dus seara la ora 9. Felicitări că nu a acceptat, da? Și pe urmă, dacă e frică de moarte de ăsta, ce cauți cu mașina la ora 9 seara la el acasă? Ce cauți? Asta nu mă explic. Ce cauți? Păi nu știu, stai dracu acasă, sub pat, ia bărbatul cu tine, bă, vino că ăla s-ar putea să-mi facă ceva. Cine știe, hai să mă aperi cumva, stai în spate acolo ascuns, că eu mă duc să discut o chestie de principiu. Un domn Ilie acum la telefon care zice că o știe pe polițistă din vedere. Bună seara, se sunt direct. Vorbiți, domnul Ilie. Domnul Diaconscu, vă rog. Eu cred că tot rău să dai în fașe. Cum?
cred că torul se poate tăia din fașe. Da. Dacă ați putea să faceți o investigație așa, unde învață acești polițiști, cum învață ei? Păi da, dar dumneavoastră știți pe ce implicați? Într-un fel da. Într-un fel da. Să vedeți cum învață acești polițiști la barul din incinta unității unde se vând băuturi alcoolice, cum să spun, la orice oră de zi și de noapte. Deci au un bar în incinta poliției? Da, bineînțeles, unde se organizează petreceri, unde se organizează păi nu mai e legea 400 cu alcoolul la locul de muncă? La poliție e voie. Domnul Ilie, vorbiți de poliția din Bal sau poliția din Slatina? Care? Nu, poliția unde învață acești elevi să devină polițiști. A, la academia? Nu la academie, nu la școală de poliție de suboficerii. De unde, domnule? Din ce localitate? Din Câmpina, domnule. Este cea mai mare școală de poliție din Câmpina. Am înțeles acum, da. Aia de perfect. Așa, și să veniți aici să vedeți. Deci nu știți direct pe ce implicați, ci știți polițiștii în general cum se pregătesc, nu? Asta spuneți. Da, bineînțeles, da. Păi bine, și cine are dreptate în cazul ăsta? Că și el și ea au făcut aceeași școală de poliție. Nu cred. Nu. Pentru că ea este subofițer, da? Care a făcut școala aici la Câmpina și da. El este ofițer. Probabil că a făcut undeva la academie. Bun, care e părerea dumneavoastră? Părerea mea este că ceea ce învață și așa cum sunt pregătiți subofițerii la această școală, așa merg în teritoriu. Mm-hmm. Să vedeți, o să vă trimit poze, să vedeți cum în timpul orelor de program consumă băuturi alcoolice în incinta școlii de poliție. Aveți poze cu așa ceva? Da, bineînțeles. Păi ia trimiteți-le, domne, că să ne mai... Mă descurc un pic mai greu cu calculatorul cu asta. Chiar acum încercăm să trimit, nu știu exact pe adresă, pe așa am găsit eu ceva pe... Pe mail e simplu, dacă aveți pe cineva să știe la internet. Păi trimiteți-le pe ddd@rondandiaconescu.ro. Da, am încercat, am intrat acum vreau să fac treaba asta. Deci e reușit. Să vedeți de asta cu... Bun, și culme. Care-i părerea dumneavoastră? El a violat-o pe ea sau nu? Sau din potrivă, ea l-a omorât, a încercat Părerea să l-a mea că e de comun acord. De comun acord? Da. Și atunci ea e de vină că l-a înjunghiat pe el sau nu? Nu știu, nu vreau să mă pronunț, dar... Problema, v-am spus, deci trebuie să vedem lucrurile corect și așa, unde greșim, deci cum îi învățăm să se comporte în societate acești viitori polițiști. Da. Păi, dacă vedeți aici, să vedeți cum se organizează discoteci în școală de poliție, cum să consumă băuturi alcoolice în interiorul școlii, pe curentul școlii, cum se aduc lăutari și să facă discotecii de aer liber pe curentul școlii, care noi îl plătim, păi acest curent, eu, dumneavoastră și alții ca noi. Păi poate intră în programa școlară să învețe cum e cu barul, cum e cu băutura. Da, probabil că da. Probabil că da. Știți ce mi se pare culmea? Culmea culmelor, domnule Diaconescu. Știți ce mi se pare culmea? Când acum 2 ani, să mă exprim corect, acest patron cu cioșcul respectiv, cu așa, a fost dat afară de la Academia de Poliție din cauza evaziunii fiscale care a produs-o acolo, fiind mână în mână cu locuitorul comandantului de la Academia de Poliție. Păi dacă era mână în mână, nu intra fiscul acolo niciodată. Păi tocmai că... N-avea cum să intre să-l facă la evaziune. Sunt oameni mult mai deștepți și a fost șotat în gât, să zicem să așa. Și, bine, sunt multe, foarte, foarte domnul multe Ilie. Povestiți care... Să intre. Da. Domnul Ilie, îmi cer scuze că vă întrerup. Da, da. Sunteți căsătorit? Da. De câți ani? Îmi cer scuze că întreb așa ceva. Păi am o vârstă de aproape 50 de ani. Mulți înainte. Dacă soției dumneavoastră i s-ar fi întâmplat ceva, nu neapărat un viol, ceva rău, care în urma căreia ar fi intervenit o traumă, dumneavoastră ați fi observat?
Fără ca dumneaei să vă spună. Eu cred că da. Mulțumesc frumos. Să zic că e de la un... Nu cred, sunt sigur. Asta e... știți că... Când se mormântează victima unei... Ceva rău, păi, unui asasinat, zice, domnule, vârstul a asasinat că n-a plâns la mormântare. Unii divorțează, alții nu. Ăsta a ales să rămână împreună cu ea. Dar a știut... Dar, domnul Ilie, văd că cunoașteți destul de bine lumea asta. Sunteți de acord cu mine că într-o localitate ca Balș, șeful poliției este jupânul jupânilor? Da, bineînțeles. Și că bărbatăsul lui fata asta nu putea să miște în front de niciun fel? Păi chiar că nu putea. Și vreau să... Dacă normal, mai ales că am înțeles că și el ar fi avut ceva belele pe cap. Și știți, probabil că și Roxana, nu știu dacă știi, și domnul Ilie precis știe. Da? Știi cum se face o cercetare la o reclamație? Deci dacă fata asta se ducea și reclama... deci dacă tu, să zicem, că ești locuitoare în Balș și un polițist de la Balș face un abuz asupra ta, nu sexual, nu, dă oameni de aiure. Sau te amenință sau, da? Bun. Tu faci o reclamație. Sfârșește în coșul de gunoi. Nu, lasă până la coșul de gunoi. Știi unde se duce reclama? Să zicem că te duci cu ea la minister. Da. Deci îi dai dracu pe aia de la Old pe toți, te duci e și sări și peste IGPR, ai o pilă și intri la Radu Stroie. Știi ce face Radu Stroie? O dă la secretarul de stat care răspunde de poliție. Secretarul de stat care răspunde de poliție o dă la șeful poliției Old. Șeful poliției Old o dă la șeful poliției din Balș. Iar șeful poliției din Balș o rezolvă în sensul că îl cheamă pe ăla și spune, uite bă ce zice asta de tine. Du-te și dă-i doi pumni din cap să termine cu prostire. Da. Așa iar eu m-aș duce doua la oară mai... care televiziune în parte Bălan. Până s-ar fuși, face bă, ceva. Fuși. Am o rugăminte mare. Vă rog. O rugăminte mare. În primul rând să șargă după ecran la telefon cine este și după aia vă spun mai multe. Da, ștergem. Ziceți, ștergem. Știu, așa, în sfârșit. Știi ce se întâmplă? Am 20 ceva de ani de Ministerul de Interne. Dar, ceea ce se întâmplă în această școală, eu fiind vecin cu școala respectivă, ceea ce se întâmplă în această școală de agenți de poliție este strigător la cer. E adevărat. Deci este strigător la cer. Adică rău începe de la rădăcină. Da, da, și nimeni nu taie acest rău de la rădăcină. Mi-am asumat toate riscurile, să știți. Cu acest telefon mi-am asumat toate riscurile. Ei, să vină să mă întrebe. Eu sunt un om... Vezi, Roxana, de ce nu reclamă biata femeie? Uite, domnul Ilie, care e bărbat în toată firea, a fost de acord să-și asume niște riscuri. Vorbind, oricum nu-l cheamă Ilie, spun eu precis. Vorbind despre un lucru care este de natura evidenței. Eu sunt, știu, toată câmpina știe ce s-a întâmplat. Domnul Bălan, nu mă înțelegeți greșit și nimeni să nu mă înțeleagă greșit că eu țin cu acest și individ. La, nu. Și domnul Ilie, da, poate mă confirmați. Nu cred că e și bine. La școala de pompieri de la Boldești e la fel. Domnul Ovidiu, dacă luăm școala de la Boldești, luăm toată asta și amestecăm cu conceptul de viol al unei femei într-un caz punctual, ducem totul într-un derizor. Vorbim, violul e viol. Eu sunt de partea, deși nu țin cu USL-ul, sunt de partea domnului Radu Stroie, că există o golănie cum nu se poate. Asta golănia începe încă din școală, de la recrutare, adică șpagă, sex, băutură, golănie, avantaje. Golănie în poliție, da? A, așa? Bun. Nu numai în poliție. Nu. Și în jandarmerie este la fel. Bun, dar vorbim și acum ca la pompieri este la fel. Zice, e o golănie. Ce căuta această doamnă pur, așa un fel de Maica Tereza în devenire, în golănia asta? Nu a zis că e Maica Tereza. Nu, e o femeie căsătorită care și-a făcut și meseria de polițist. Eu încă n-am fost foarte... Meseria de polițist este, are o patină, așa cum a spus-o. Golăneala. Punct. Nu, eu am prieteni golani care au prins mulți scos la viața lor. Dar-s derbedei altfel. Sunt niște băieți minunați. Aia e altă treabă. Dar sunteți de acord că nu trebuie să generalizăm? Au prins la hoți? Ba da, și să vă spun de ceva.
Toți sunt la fel? Nu, păi a generaliza nu înseamnă toți, înseamnă a absolutiza, atenție la vocabule, a o semantică precisă. A generaliza înseamnă general, nu absolut. Când zic general, nu-i bag pe toți. Bag marea majoritate. Păi asta, că despre eu marea majoritate. Că asta este un pleonasm. Oricum marea, că nu există și mica majoritate. Corect. Dar că iau pe toți, ce să nu generalizăm. Ba da, putem să generalizăm, nu putem să absolutizăm. Bun, deci nu putem să absolutizăm. Asta e clar. Nu, nu. Pentru că cunosc în fiecare poliție, pădure cunosc are în poliție oameni care și-ar tăia o mână decât să facă o măgăție. Și eu vă spun, cunosc foarte mulți și am foarte mulți prieteni la care chiar țin cu unii dintre ei. Cum să vă spun, am fost la nunta lor, au venit la botezul meu, i-am dus copilul cu mașina când era bolnav. Este golăneala de-n poliție. Deci suntem, deci suntem foarte apropiați. Unii dintre ei sunt generali acum. Vă spun eu, unul care este chestor, nu îi dau numele. Dar domnul Bălan, dar nu violează. Dom'le, nu numai că nu violează, a ajuns chestor pentru că a prins hoți. N-a ajuns chestor deci nici văzut. Că pupă în cur PSD-ul, asta vroiam să spun. Nici că e recomandat de PNL. Păi mă scuzați, în secunda în care Ministerul de Interne trebuia restructurat, știți cum? Să se ia inclusiv mobilele, să le dea foc cu locatari cu tot, să se zugrăvească și să aducă pe alții. Să dinamiteze clădirile și să facă altele. În secunda în care, atenție mare, la Costești, un general de poliție, generalul Lupu, trântește basca de pământ și își deschide haina și și-o abandonează și fuge ca un laș deghizat. Deci gestul ăsta, domnule, ești general. Dai haina jos, bă, trântești căciuna și fugi din fața, în fața unor mineri. Nu erau trupe paramilitare, nu era Bin Laden, nu erau răpirile din Algeria, erau niște mineri. Da, dar minerii i-au luat-o pe deal așa și pe vale și i-a găsit la mijloc. Păi și cine i-a pus la mijloc acolo? Păi, acest domn Lupu. Prostia. Acest domn Lupu care era pus de PNL. Pe criteriu că e PNL. Iubit de PNL. Și uite ce s-a întâmplat. Ne-a mai dat cu 20 de ani înapoi în comineriadă. Din cauza... Statul s-a dovedit atunci extrem de slab. A venit, îmi pare rău. Nu mai a fost prietenul meu, nu mai este, că l-am dibuit că este hoț. Domnul general Andreescu. Dar l-a pregătit, cioardă mare de tot. Șeful jandarmeriei. Era pe atunci șeful jandarmeriei. Domnule, dacă a pregătire, jos pălăria. Bărbat frumos, așa. Și caratist și tot ce vrei. Domnule, pregătire militară, jos pălăria. Adică la Stoienești i-a ars pe aia de nu s-au văzut. De nu s-au văzut i-a ars. Cu tactică. Întâmplător eram chiar foarte aproape în zona acolo când s-a pus la punct toată povestea. Deci nu așa că au sărit cu bâtele pe șapte mineri. Nu. I-au hărțuit întâi. Că ăștia săracii după Costești. Că nu mercenari de meserie. Erau și ei rupți, totuși trăseseră multe gaze pe trompetă. Și puneau câte un obstacol dintre ăsta cu 7-8 jandarmi. Ăștia opreau coloana de autobuze, săreau cu bâtele, ăștia se retrăgeau. Și după ce n-au dormit toată noaptea așa, i-au hărțuit. La sfârșit, când i-au atacat, ăștia erau, s-au trezit cu... N-au mai putut să miște, că le-au scos astea de la baterii, n-au mai putut să miște autocarele, autobuzele, iar domnul Miron Cosma Viteazu a fugit pe câmp de n-a avut aer și când l-au luat aia de la antiteror, era convins că îl împușcă pe câmpul acolo. Domnul Bălan, apropo de câmp, să vă dau o satisfacție. Sunt și meseriași, nu zic nu. În cazul Luminița Călin, știți cine este singurul acuzat? Zbenghea. De ce? Pentru că s-a speriat Luminița Călin de el și a fugit pe câmp. Și așa... Zbenghea, plutonierul? Da, domnul Bălan. Păi și e acuzat acum, nu e în pușcărie? Pentru om... Tocmai s-a dat... E în instanță, e singurul vinovat pentru uciderea Luminiței Călin.
Păi nu uciderea de către cine? De către coioți. Nu contează. Păi cum? Ei păi au zis au, asta au vă și spuneam referitor la, la poliție, la viol și așa mai departe. Și la dar nu mare... l-a întrebat nimeni în secunda 2, deci Benghea a rămas milițian, bine mersi, la post acolo. Păi nu l-a întrebat nimeni în secunda 2, trebuia dat afară. Da. Păi băi, prietene, în primul rând, ce caută un civil în mașina de poliție? Ce caută acel civil să dea din aripi ca milițianul să oprească mașinile pe stradă? Că spune el, l-avem înregistrat aici. Așa este, da, da. Ne confirmă ceilalți din sat de acolo că da, domnule, ăsta o făcea pe milițianul. Avea și bicicletă cu celofan. Hazur. Așa este. Hazur, cu hazur, da. A, așa. Da. Deci, dădea din aripi să oprească luminița călind mașina, evident că aia se sperie. Exact. Când îl vede pe Hazur, care arăta ca 5 măgari, la miezul nopții, făcându-i semne dintr-o mașină de poliție care probabil îți face Maradona. Cum să spun? Și pe mine m-a oprit în, acum câteva nopți, la 3 dimineața când am plecat, de, m-a oprit o mașină de poliție și a venit un gabor dintre ăsta la ușă, că depășește în viteza legală, zicea el. Și zice, vă rog să veniți la echipaj. Ce vorbești, băi, prietene? Păi vrei să sun la, vrei să sun la 112? Voi faceți Maradona aici? Sigur sunteți gabori? Așa cum este. Mă chem la mașina când eu n-am voie să cobor? Am rămas, ți-am dat actele. Nici nu mișc da. De acolo. În oraș opresc, că dacă e pe șosea, nici măcar nu opresc. Dacă da. El îmi face seama. Deci, în oraș, cum adică numai Hazur? Păi, Hazur ce căuta? Zbenghea se duce la mașină. Păi, de Zbenghea am spus. Păi este da, sigură de Zbenghea, milițian, se duce la mașină. Și dispare... Și o lasă pe asta păzită de Hazur. Marele Hazur. Dumnezeu, te ia capul. Da. Cum, să, cum aș fi eu la un transport de bani? Și merg cu blindata și pe stradă îmi vine să mă duc la WC, zic, Roxana, ia-și tu banii ăștia, ține-i, că mă duc și eu până la WC. Eu v-aș aștepta. Și pe urmă când mă întorc, păi nu, nu-i vorba că și Hazur l-a așteptat, dar nu mai avea banii, geanta cu bani. Păi mă întâlneam cu domnul profesor. Las la o parte ca acolo și aici dosarul ăsta trebuie să-l luăm foarte serios la mână. Acolo s-a întâmplat cu totul și cu totul altceva. Părerea mea este că sunt mai mulți oameni implicați, cu unii nici dintre de ei, un animal. Cu unii din... Ce animal, domnule? Care să vine, o dezbrace și să o îmbrace. Vine animalul, o dezbracă, îi pune o mănâncă, cizma înapoi în picior. Și îi bagă pantalonul înapoi în cizmă. Exact. Eu n-am văzut coioți să facă așa ceva. Și prea dăm vina pe coioți ăștia. Să știți că nu sunt prea mulți. Că am mai fost un copil, dacă vă aduceți aminte, la Cumpăna sau la Lumina. Lăsat la marginea lanului de către părinții care lucrau la câmp și dispărut. Nu s-a mai găsit decât un bașchet din el și au zis că l-au mâncat coioții. Dom'le, bun, l-au mâncat coioții, eu sunt de acord. Dar coiotul nu mănâncă al doilea tenis. Și nu te îmbracă. De prea foame. Al doilea bașchet. Dar nu te îmbracă. Unde e al doilea bașchet? Da. Așa. Prea foame. Și coioții ăștia au făcut cam multe nenorociri în, în Dobrogea. Aici însă, după părerea mea, este o mare golănie ce s-a întâmplat. Cred că sunt oameni implicați grav. Și realitatea e cu totul altă. Există și motive. O motivație pentru a fi ucisă. Pentru că avea mulți bani la ea. Din ce am aflat noi, da, avea da. Mulți bani la ea. Că fata era dusă cu capul, sunt de acord. Că era urmărită grav, sunt de acord. Doamna, cum o, doamna Titi, sau cum o chema? Da, vecina de la prietena 7. Prietena ei, da? Da, am deviat de la subiect, dar mi se pare foarte interesant asta. Doamna Titi ne confirmă, domnule, a fost alaltă, e la mine, zicea să vorbim încet, că ne urmărește până lustră. Sigur, dar ea, săraca, chiar era urmărită, cineva vrea să ia banii. Și ea cam bănuia pe cine. Și s-a și cam certat cu ăla. Cu frate. Și a și cam păi a vrut fost să, ultimul care a văzut-o. Și a și cam vrut să... Nu, ultimii au... În afară de Zbenghea și Hazur. Din parcare au văzut-o ultimii înainte de Zbenghea și... Știți Hazur, că la un moment dat fratele spune că era îmbrăcată cu nu știu ce raiați. Deși tot cu el spune că s-au văzut din mașină. Dar ceea ce nu aveau prima cum să... Și cea mai... Dacă vreți facem un experiment acum când plecăm. Este Câmpul Alb de Zăpadă. Și stăm la marginea câmpului și ne uităm în zare. Se vede până la marginea orizontului, pe albul ăla. Cum să spună ăsta că n-a văzut-o fugind? C-
că n-avea cum să nu o vadă. Poate avem o... Doamne, dar apropo de Caracal, poate că mai punem și noi niște întrebări. Care-i rezultatul crimei cu victima farmacista din Caracal? Da, nu s-a mai întâmplat. Care aia împușcată de bărbatul? Major de poliție? A intrat în cercul de suspecți. Bărbatul major de poliție. Da. Polițiștii. Nu, dar uite că nu știm finalul. Evident. Adică nu s-a lămurit. Între timp o să vorbim și despre acele cazuri, o să luăm rând pe rând, dar acum aveți cele două fotografii cu cei doi implicați, ea și el. El, polițistul șef din Bal, și ea, femeia violată. Că mulți sensatori fac trimitere și la aceste aspecte, adică femeia n-ar fi... Da, după poza ea, dacă îi dădea o palmă, băga sub masă, după cum arată în poza. Da. Adică el n-ar fi foarte prezentabil sau ea n-ar fi foarte prezentabilă. Și care e problema? Nu. N-are legătură cu asta. Nu, prezentabilă la ce, la fizionomie? Mm. Păi dar el a spus să-și dea pantalonii jos, nu să uite la fața ei. Bun. Bine, ăsta, milițianul din Balș, dacă nu e cel puțin Claudia și fără nici acum, nu se uită la ea. Acum vreau să vă spun ceva. Ea nu e deloc boită, nu e aranjată deloc, pentru că ea dă interviu unei televiziuni și nu poate să apară ca o vampă. A, și credeți că dacă se machiază, arată frumos? Nu, sigur că da. Nu e o femeie frumoasă, e o femeie normală. Nu e frumoasă, da, poate fi făcută foarte bine. Dar tânărul milițian, vi se pare vreo Schwarzenegger așa? Nici să vândă cabanoși nu-i bun. Uite ce figură are, domn. Îl resping și la preselecție la mezelărie, domn. Are o față așa de la... bărbatul ăsta cuceritor. Ăsta e la fel ca și Șoric. După ce l-au dat afară pe Șoric, s-a dus să facă avocat. Și a dat examen la barou și a luat punctaj de... A râs toată lumea. Doamne, eu nu prea le știu denumirile astea noi. Ăsta era colonel? Da, în comisar șef, da, colonel. Echivalentul colonelului. Da. Dar ce ziceți de următoarea informație, dacă cumva este reală? Bărbatul polițistei este la rândul lui violator, fiindcă a violat în trecut o minoră de 14 ani. Trebuie dovedită treaba asta. Zice, nu trebuie numai afirmat. Păi da. Așa sună un SMS. În SMS la 1333, da. Asta e o acuzație gravă. Înseamnă că ăsta de la șeful... El are, că a recunoscut chiar el așa între... Între fraze, el are niște probleme cu poliția. Bun, și, și care ar fi, care e legătura între faptul că bărbașul... Eu susținând că sunt niște anchete care nu-s terminate... Era un motiv de șantaj al ei. Păi asta zic. N-ați mai auzit de cazuri, au fost și filme în care ea se culcă cu judecătorul sau cu procurorul ca să-l ierte pe soț. Da. Că zice, știi, bravo, că avem dosarul lui și ia vezi. Dom'le, dar a fost recent acum un caz. Nu fac eu pe filozoful. Dane, dar spune tu că tu conduci talk show. Dom'le, în momentul în care el a coborât și a intrat în mașina ei, deodată apărarea lui e șubredă. De ce s-a dus în mașina ei? Iată. Și ea de ce l-a așteptat? Nu, dom'le, ea putea lua mintea ei de femeie violată, răzviolată. Putea să aibă, la bărbatea să zicem, își pierde controlul, pune mâna pe cuțit, cine știe ce. Dar el, dacă era colonel, mă rog, polițist, cu experiență, exact cum a zis domnul Vitiu. Voi ia, despre ce e vorba? Mă rog, de noblesă am venit. Dar ce cauți, ce cauți aici? Ce să faci? La birou, că da. Poliția ajunge în 5 minute. Dă telefon la ofițerul de serviciu sau ce e... Fă mâine un raport dacă e o problemă. Da, nu, că nu era vorba de raport, că aici probabil era o problemă dintre ei doi, că de-aia dați cu cuțit. Păi vedeți, domnul profesor, era o problemă între ei doi. Profesor, deci era o problemă. Da, o problemă între ei. Sigur că dacă asta nu se întâmplă. Deci, aici este o ierarhie, s-a demilitarizat, dar mentalitățile sunt tot militare. Nu se duce un agent, plotoner, la colonel. Seara la colonel acasă zică, șeful, nu vii, țin până jos în mașină. Ia vino până jos, că vreau să-ți bag am cu adițel. Și el vine. Și el și vine. Adică, sigur că este ceva între ei, că altfel îi spunea, fă, vino mâine dimineață. Ar putea să existe și altceva, să fi venit. Ia să zică, colonele, mă rog, cum îi zice, că dacă te-a violat de 7 ori, zici pe nume. Și te-a mai dat și la alții.
dacă nu vii să stăm de vorbă, mâine... Dau un vilag. Dau pe goarnă se tot... Poate, se prea poate lucru. Dau pe goarnă tot se ce se prea știu. Poate și atunci se și motivează că ăsta a deci lovit-o ai... da. Și ea s-a apărat. Da. Se și prea poate. Ăsta, la presiune asta, zis, mă duc să văd ce face nebună. Iar eu, ca să vă spun sincer, nu sunt psiholog ca dumneavoastră, dar după fața ăstuia îl cred în stare să lovească o gravidă. Dar el își dă seama că o femeie e gravidă, ăsta, după fața lui? Că da, drăci. A mâncat mult aseară, i s-a umflat. Și animalele își dau seama că... Nu, când animalele... Este, când este gravidă, gestantă... Există niște instincte pe câmpurile morfice, femela. Există altceva, există și olfacția care le spune. Păi ăsta, ce știe asta să... Bine, să nu jignim animalele, că din punct de vedere natural, alea sunt mult mai potente decât noi. Pe noi ne strică la un moment dat raționamentul cartezian și gândim... Aia de-aia am renunțat eu la el, da. Ca să mă refac. Da. Doamne, apropo de treaba asta, iar au dat toate televiziunile niște filmări de... Dom'le, îți vine să pup cățeia fără stăpân, care treac doar pe trecerea de pieton. Da, 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 da. Extraordinar, dom'le, ce... Dar eu am văzut că așteaptă și culoarea verde, dom'le. Am văzut un film care nu e trucaj, care un câine, la o trecere de-asta semnalizată cu buton, se căznește, că el a văzut, să ajungă la butonul ăla și nu poate. Și vine cineva de urmă și le apasă butonul cum să fac crecelea. Și el s-o dă jos, dă de-n coadă, stă cu minte și când pleacă, pleacă odată cu... Simte că da, nu mai este pericol. Bun, da. Acum revenind, Roxana Vrea, mai țineți cu polițistul sau... Eu nu am ținut cu polițistul. Eu spun că nu a fost viol, domnul Diaconescu. Că nu a fost viol. Nu, nu a fost viol. Nu, aici e treaba e mult mai complexă. Nu e viol în sensul strict al cuvântului pe termenul științific. Că, cum spune domnul Vidu, pe termenul juridic. În justiție știu, mai ales acum mă aștept la niște legi. Când am văzut Comisia Juridică a Parlamentului, mă aștept de aici să iasă ce noi, Comisia Juridică, vorbim la el. Nu ăsta e argumentul. Dar nu e viol, cum spune Roxana, viol în sensul strict. Dar restul e tot ce vreți și golăria de lume. Șantaj și amenințare și mult. Cred că a șantajat-o, că a făcut-o. I-a zis, o să-ți fac, mai ales ce spune cetățeanul ăla, că ăsta, bărbatul a violat. Într-un fel, ce se aseamănă să adună? Dumneavoastră, cititor în caractere, credeți că ea a avut o criză de gelozie față de... Nu, gelozie nu. Gelozie. Ea geloasă pe cine? Pe nevasta lui ăsta? Stați un pic. Gelozie, gelozie... Domnul Bălan, cine știe ce i-o fi promis? Stați puțin. Gelozia în sensul... Domnul Căndrățeanu a zis-o bine. Promis? În sensul așa strict este. Al cuvântului nu există nici în familie. Ce să-i promis? Femeia care zice că e, bărbatul e gelos. Bărbații au sentimentul ăsta al posesiunii. Aoleu, femeile nu sunt geloase? Nu! Ele, gelozia la ele se manifestă din altă perspectivă. Când au de pierdut ceva. Și atunci, ca să nu piardă un bun, că sunt posesive. Deci sunt studii care spun așa. Femeia nu poate iubi și nu poate fi devotată. Iar doar se drăgostește și se atașează. Însăși natura feminină a maternității nu-i dă voie să iubească. Fiindcă iubirea este o dată, o singură persoană și poți să nu iubești. Speram să nu spuneți asta. Știți de câte ori am intrat în polemică cu dumneavoastră pe tema asta? Păi sigur că e din polemică. Eu sunt profesionist și am mormane întregi metri. De acord cu dumneavoastră, dar eu nu pot să cred că să iubești doar o dată în viață. Dacă îl întreb pe domnul Bălan, de câte ori ați iubit în viața dumneavoastră? Domnișoară, ia ascultă-mă. Aici nu-i pe crezute, aici e pe știute. Pe știute, domnul Bălan. Doar o dată în viață ați iubit? Poate n-ai iubit niciodată. Da. A, bine, ce să spuneți? Pe Lenin și eu l-am dezamăgit. Da. Și poate nici n-ai iubit niciodată. Poți să treci toată viața să nu iubești, să întâlnești iubirea. Dragostea din nefericire, e da. Dragostea e hormonală. Vin, intră hormonii, sfâlfâie urechile, se scoală până în cap și când s-a potolit, te-ai culcat. Și pa, pa, noapte bună. Da. Dar ce te faci la ăștia care doar ce cu faci? Părul. Lenin se scoală. Dar altfel nu. Iubirea e cu totul altceva, este fuziune totală. Și se întâmplă doar o dată în viață. E posibil. Majoritatea cazurilor nu. Dacă ai noroc. Da. Nu, că noroc nu există. Există o sincronicitate altă. Noroc înseamnă un efect fără cauză. Norocul nu există. Așa îl vedem noi. Dar eu știu că femeilor, am și publicat lucrarea așa, e și un curs care se ține la două facultăți pe treaba asta.
și e demonstrat științific. Femeie zice, cum, dar eu am iubit în fiecare seară, știu, așa spune și Bianca Drăgușan. Că ea tot iubește la două seri, la două seri iubește, bă, fată. Așa se cheamă iubire? Aia e iubire? Domne, da, eu văd acum că eu am întristarea asta, amărăciunea asta, văd scris acolo Balci. Ce uzină de osi și boghiuri era la Balci. Am așa trecut cu caravana Speranței, ziduri scorojite, aproape să se vadă pânză de păianjă. Dar știți unde? Un singur boghiu mai e la intrarea în oraș. Dacă au rămas numai cu osiile, văd ăștia de la urcați, poliție. Când urcați de la Șinca în sus, înainte să ajungeți la Dezgo, era spitalul ăla de dermat. Știți ce e acolo acum? Niște ruine, atâta tot, numai nimic. Da, că l-a câștigat nu știu cine. Acolo oficia, acolo oficia, zic și eu în ghilimele, o mare profesor de dermatologie și de venerologie, Justin Diaconu. Diaconu, da. Și mi-a venit în cap că Justin Diaconu, știți, domn profesor, știu, ce cum patriot, ce om bun și stătea în cabinetul lui cu tricolorul. Justin Diaconu a fost unul din primii profesori de medicină exportați. El le-a creat clinică și învățământ universitar, da, de dermatologie în Algeria, unde da se bat ăștia acum pe acolo. Țările de acolo i-a făcut, că el a umblat mult pe acolo și le-a făcut, dar era un profesionist, era recunoscut ca unul dintre dermatologii, lucrările lui nemți. Tine. Veneau și studiau. Și acum m-am uitat astăzi. Și acum plânge că i-a dărâu, i-a luat spitalul ăla acolo, unde ziceți dumneavoastră că e o ruină. Dom'le, nu mai sunt niște cât așa, dermate și mai e o clădire care nu mai are nici nici geamă, nimic, sunt nu știu ce. Nu știu cine. Ah, nu cumva Mociorni s-a câștigat asta, nu știu, nu știu, nu știu, poate că greșesc. Mociorni s-a l-a câștigat ca să-l vândă cui? Nu știu, dar acolo e o tragedie cu spitalul ăla, mamă. Nu mai e nimic acolo, nimic, cine absolut nimic. E pustiu și gol și niște dermături. Că peste tot pe unde mă duc văd dermături, nu văd nimic, ceva. Și da, mai văd fete de-astea polițiste, polițiste din Poliția Română, violate. Și mai mă duc și mâine. Dani, mă duc ne și pui pe fiecare să spunem într-o frază care e părerea fiecăruia privind un scenariu? Dar care în cazul ăsta, nu? Care e scenariu? Da, bineînțeles că da. Care? Aici? Vreți hai, începeți dumneavoastră, domnul Condrățean. Da. Eu cred că a fost și viol, dar și iubire acolo. Eu așa cred. Vorbesc iubire între ea și el, nu? Cum? Între ea și el. Și când s-a despărțit, el a continuat, nu? Da, cum a fost? A fost iubire înainte, iubire după sau în timp ce? Nu, iubire la început, pe urmă el, care e, uitați-vă la el, că l-am văzut, da, așa, porma a folosit-o ca instrument de a-și menține o relație bună cu șefii, a livrat-o pe ea. Dar asta a iubit-o și el? Nu, la început? Nu. A, numai ea pe el l-a iubit, da, la început. Eu așa cred. Și scena de violență are și o fărâmă de iubire batjocorită în începutul, o iubire și batjocorită. Iubirea, sigur că... Dar dacă stau să-mi aduc aminte de figura lui bărbată sau față de ăsta, ăla e mai bun de 1000 de ori decât ăsta. Ăla arată cât de cât. Față de ăsta. Ăsta, domne, e jalnic, domne. Ăsta, eu țiu minte, am văzut pe vremuri, aveam un politruc, era pedagogul nostru, era la Moscova, care era un caghebist. Exact figura ăsta era. Adică era, ăsta are figură de politruc de ăla. De... Da. Uitați-vă la el, care și umbla cu o mapă de aia de piele. Da, așa, da, de... da. Și, mă rog, de-aia ajuns și în poliție. Și pe urmă el a și șantajat-o, a violat-o, ea, da, la ea a fost mai târziu un amestec de frică să
dominantă frica să nu-și piardă serviciu, dar și sămânța aia de început în care a pus și inimă. Eu așa cred, domnul, poate că am greșesc. Am o întrebare aici. Ați zis o chestie. Furia ei nu poate fi numai... Dar ieri ziceți-mi și mie o chestie, că asta m-a nedubinit. Chiar mi-a stârnit așa un palier. Ea l-a iubit la început pe el. Așa cred eu. Care ar fi fost motivul? Că l-a iubit? De ce? Nu vedeți ce bărbat prezentabil e? M-a dumirit atunci. M-a dumirit ce fel de iubire era. Da, păi... Auzi, domnule, dar și argumentele lui sunt de 3 lei. Îmi amintesc scena aia pe câmp, când îi amenința pe ea de la circulație, când le spunea, nu vreau să suflu, că... E neigienic, auzi ce argument. Dar el cine ce-a polițaiul, nu? Păi ăsta e ăla cu alcoolul la volan. Dar el știe polițistul că toate alea se desfac din plastică, sunt de unică folosință? Exact. Nu știa. Și se desfac în fața... Muștiu cu ăla se desface, deci muștiu cu care sufi, nu tot aparat. Îi amenința pe ea că dă... Dă telefon la șeful cel mare. Păi șeful cel mare probabil că e ăla care nu s-a dus la ministru. Păi ăla e, bineînțeles. Care a primit-o cadou pe doamna violată. Da. Are eu cred că încurcată treaba. Dacă îi pui așa. Dom'le, da, a avut dreptate și Radu Stroie să se enerveze. Cum, dom'le? Ești atât de bolnav, ești cu perfuziile, dar nu te duci când te cheamă ministrul, domnule. După ce vorbesc seara cu tine. Dacă ești bolnav, de, cum zicea Sorin, de ce nu ești internat, domnule, dacă ești bolnav? Ce cauți în poliție? Lăs fi, dar pur și simplu, nu vreau să viu, sunt bolnav, mă doare... E inadmisibil. Atunci îl luam la anchetă pe doctor. Care doctor i-a dat? Și ia să vedem ce boală are. Cum de la apucat subit? Că ăsta, ca să fie șef de poliție, precis a trecut testele medicale, care se fac an de an. Și compar testele medicale cu ce are acum. Și să vedem dacă se bate. Nu, păi, pentru că în medicină mai există, sunt căi. Pentru că, domnule, zice, când a venit la mine, i-a trecut. Era întreg. Sau atunci a avut în criză și eu, acum i-a trecut. Era ciung și i-a crescut mâna între timp. Nu, dar astea pe scufiță. Boli la scufiță. Păi ce scufiță? Păi ce asta pe scufiță? Dom'le, da, și atâtea lucruri care, cum îi spunea domne, ăia când s-au bătut găștile în orașul de lângă graniță, la Timișoara, ceva cu D, Daia, Deta. Care-i continuarea, domne, că nici pe aia nu mai știm? Păi nicio continuare. S-a dat șpaga și la revedere. Nu, s-a îngropat, la revedere. S-a uitat. Sau că se dă neînceperea urmă, sau scoaterea de sub urmărire. Nici nu, să, exact. Nu mai țineți minte că a venit și sora ălora tăiați, care erau și ei niște golan de primă mână. Una vorbăreasă stătea acolo blondă. Pe locul domnului blondă, da, care da. Spunea că a lucrat și în circul ambulant. Ceva așa, niște povesti, și să mai întreabă unii de ce era atât de vizionat și îndrăgit tot TV-ul. Pentru că aducea teribile cazuri omenești, domne, cu diversitatea lumii, cu aspectele. Ce? Poate vrea să știe și domnul Diaconescu cum se distra actualul domn secretar de stat de la interne, Anghel Andreescu, cu Sotea Ion, așa îl cheamă pe stat la Balș? Pe șeful de la Balș? Da. Cu Sotea Ion de la Balș și în tinerețe. Și ne mai mirăm de ce nu se iau măsuri la Balș și la Olt acum. Așa este, fiindcă așa îl sfătuiește domnul Andreescu pe domnul Stroie. Nu, era secretar de stat după aia. Păi și acum înțeleg că e secretar de stat. Nu. Nu mai e. Nu mai e? Acum a fost pe vremea lui Constantinescu. Acum este ce v-ați mirat dacă un glorios angajat la o firmă al lui domnul Țiriac. Da? Și el și Vulpea. De ce i-o fi angajat? Da, pentru merite deosebite. Pentru pile și relații, cunoștințe. Țiriac are nevoie de treaba asta. Are nevoie de susținere din spate tot timpul. Păi, apropo, au fost schimbați și Vulpea Andreescu și șeful SIE și șeful SRI-ul. În cazul fugii lui Omar Haisam. Vulpea nu era Ardeleanu? Ba da, Ardeleanu, fostul șef al poliției Cluj. Da.
Spune ceva, a dat de înțeles că a fost filmată și șantajată. De aceea, deși a reușit să se transfere, s-a întâlnit cu el. A fost viol și neputință. S-a întâlnit cu el șantajat. Cum? La ea în mașină? A fost filmată. Ce mai contează? Filmată... Către el, presupunem. Da, și el o șantaja și de-aia se întâlnea cu el. Că pentru a fost filmată Vram, în timp ce făceau sex cu el? Se presupune, da. Păi, de ca, un să, an ca, și ca și să faci și sexul și filmezi, e puțin mai complicat. Înseamnă, a pus aparatul a, și da, asta se întâmplă, domnul profesor. Pune într-un dulap, o gaură, în perete. Asta nu e complicat, vorbesc serios. Și din filmul ăsta, sigur că poți să maschezi camerele cum vrei. Dacă în film rezulta că n-ai ajuns acolo fiind violată, că ai ajuns pe picioarele tale așa, de bună voie, și chiar te-ai și dezbraci... Viol nu înseamnă că s-o iei de pe stradă de păr. Nu. S-o trăiești până la... Nu. Viol înseamnă un... Cum spune și în codul penal. Înseamnă un act sexual neconsimțit. Da. Neconsimțit. Și când nu consimți, să vede, nu că trebuie să ai vânătăi că ai stat, dar să vede și formă, de cum, dacă ești și filmată, cum te dezbraci, cum te plimbi așa și zici, uite, nu consimt, ia vezi, de partea asta arăt bine? Ea mai are și alți copii? Sau ăsta e primul? Din câte știu, e primul copil acum. Dacă mulți se gândesc că ar fi copilul polițistului, dar nu e adevărat că ea a spus că s-ar fi despărțit de el de 7 luni. De cine s-a despărțit? De 6 luni. De polițist, că nu s-a mai întâlnit cu el. Că doar acum s-a întâlnit, după 7 luni. Și după 7 luni a chemat-o să o violeze iarăși și atunci s-a hotărât să-l... Și atunci n-a mai vrut și, mă rog, el a vrut să s-a dus jos în mașina ei, nu. El nu s-a dus de bunăvoie în mașina ei. El s-a dus că trebuia să se ducă, l-a obligat într-un anume fel. E clar că a fost vorba de un șantaj, e clar. Dar în niciun caz de acel viol despre care se tot vorbește. Și cu ce putea să-l șantajeze o plutonereasă? Pă dita-i colonelul șefuie. Să spună, să se ducă, să... Nu, zice, împroașcă, că tot rămâne ceva. Să spună și el știa, bă, dacă asta, și e și femeie, are niște atribute în plus, mai ales e și mică în grad, ea putea să spună, mi-a făcut, mi-a adres, nu se mai vede acum că a trecut, dar m-a obligat. Și atunci ăsta, ca să evite, pentru că el mai avea reclamație o grămadă, făcută de la alții, alte chestii. Și atunci a zis, bă, mă duc să văd ce vrea zălul de asta. Eu zic că, vă spun eu ce vrea. Acum este o campanie împotriva femeii ăsteia. De ce? Ca să se descurajeze, pentru că Radu Stroie, chiar dacă este bine intenționat, cu toată stima pentru dânsul, este un pic rupt între el și masa de lucrători din AI. Păi ce treabă are el cu poliția? Da. Este pătura aia. Trebuie cineva să facă curat și acolo. Păi el? Păi el. Păi el se pricepe la poliție ca porcul astronomie, domnule. Păi dacă altcineva nu e, între el și masa de lucrători, este această pătură de ticăloși care conduc ministerul de 23 de ani, care se mai schimbă între ei, dar care își transmit aceleași metehne. Să mai rotesc, dar chiar dacă pleacă la pensie, rămân puiilor cu aceleași metehne. Și acum este această campanie de dezinformare, care, pentru că dacă fetele astea încep să vorbească, îi dau muniție lui Radu Stroie să le zboare creierii la derbedeii ăștia. Acum și la Golan ăștia strânși în Ministerul de Interne. Și fata aia care l-a dat pe unul de 20 de ani afară și a luat locul, eu nu cred că a făcut-o din mare ei pasiune față de șeful ei. Du-te, bă, aia e altceva. Nu, dar aia ce a făcut? Aia puțin mai abilă, a zis, bă, mă fac frate cu dracu până trec pod. Domn profesor, știți câte întâmplări dintre astea erotice sunt în Neai? Știu. Nu vă vine să credeți. Ba știu, pentru că au venit la mine o grămadă de-a lungul timpului și s-au plâns și le-am spus ce să fac. Zice, dar n-am încotro. Deci făceau compromisul ăsta. Bun. Că e făcut de bună voie, păi asta. Păi da, era un compromis totuși. Adică, dar, ea față de o dar mare... Dar dacă ei... vedeți ce golănie, cum a zis Radu Stroie, este. Și asta se încearcă acum. Decredibilizarea fetei astea, care a spart buboiul, ca nu cumva să mai vină și altele. Din păcate, Bolovanu a plecat la vale. Ca un bulgăre de zăpadă. După părerea mea, este greu de oprit la ora asta. Păi cu toate amenințările. Să nu cumva să credeți că ea nu este amenințată. Să nu cumva să categoric. Credeți că toate colegile ei nu sunt amenințate. Dar bărbatul s-a spus că a primit el amenințări. Așa. A spus-o direct, deci, la televiziune. De ce? Pentru că este, poate fi, acum,
poate fi un moment zero în poliția română. Păi și ei dau este o nouă conducere a statului, este o nouă conducere a MAI-ului și dacă domnul Ponta, domnul Crin, domnul Radu Stroie chiar vor să facă ordine, e bine, fata asta și cu colegele ei le pot da o muniție dacă să-i rupă păști. Vrea să facă. Eu, hai să-i cred de bună intenție. Nu de, de bună eu nu-i credință. Cred de bună intenție. De bună credință, dar nu cred că o să reușească. Sunt prea... Domn profesor, eu vă spun că se poate face curățenie în 3 săptămâni în MAI. Da, dar trebuie să aduc ce aduc? Aduc musulmani, aduc talibani? Nu. Îi promovez pe aia care prin hoți. Eu am avut o discuție, apropo, la Academia de Poliție, unde de fiecare dată când termina câte o generație, era o festivitate acolo și un protocol. Și se țineau discursuri, nu știu ce, după aceea chiar discutam cu câțiva dintre băieții de acolo și fetele de acolo. Dom'le, niște băieți foarte deștepți. Vorbeau limbi străine. Bine sau foarte bine. Cunoșteau cu computerul la frumușei. Vreme. Frumușei. Nu tâmpiți de ăștia plutonieri de ca ăsta. Da. Deci, da, și dacă îi pui cascheta în față sau în spate, nu se bagă de seamă. Da, o pune cu cucul invers. Tot aia. Așa. Și l-am întrebat pe Tărăcilă, domnul ministru, dacă îmi permiteți o întrebare. Băieții ăștia, era Tărăcilă ministrul. Băieții ăștia sunt frumoși, deștepți, pregătiți, s-a cheltuit un ban cu ei. De ce nu mizează poliția, că tot vă acuză că sunteți milițieni, că așa? De ce nu faceți schimbarea de generații cu copii, cu copiești? Păi, cum să faci? Mintea mea bolnavă de atunci, care s-a însănătoșit între timp, și așa o să facem când o să venim noi la putere. Și am zis, dom'le, ia-l pe șeful de promoție și pune-l să-și facă echipa dintre colegii lui și pune-l șeful miliției Balș sau șeful miliției Zimnice sau Râmnicu Sărat. Un oraș de ăsta de 25, 30, 4, până în 40 de mii de locuitori. Lasă-l 2 ani de zile acolo, pune-l după aia la municipiul capitala de județ, cu echipa lui. Dacă are rezultate, dacă nu, rămâi tată la Balș. Te-am greșit când te-am scos de promoție. Vechi, să mă lipsește și el. Nu numai că îl las cu aia vechi. Deci el dacă își face echipa, să duce și face treaba acolo. Dacă face treaba și la municipiu, l-am pus la județ. Și uite așa încep să îi înlătur pe derbedeii ăștia, că în fruntea județelor, cu cred că 2-3 excepții întâmplător la mine la Brăila, acum s-a schimbat șeful de județ și am auzit despre, nu-l cunosc, e venit de la Constanța, am auzit că e un om serios. Dar în rest vă spun că în 80% din județe, dacă nu mai mult, sunt niște derbedei. A fost, pe vremea lui Fătuloiu, generația asta Kosovo, kosovarii veniți, care deau șpaga, între care și Șoric, care sunt Șoric la Xerox toți, Șoric la Indigo. Acum văd că începe totuși să-i schimbe. Dacă USL-ul îi schimbă pe criterii USL, atunci o să se aleagă iarăși praful și de această șansă pe care o are Ministerul de Interne să se pună pe bune în slujba cetățeanului. I-ați văzut, domnul profesor, iertați-mă. Da. Deci am rămas absolut impresionat și aș da filmul ăla domnul Diaconescu în fiecare seară când vorbim despre miliție. Ați văzut polițiștii din New York cum au luat cu mâinile lor taxiul și l-au mutat 2 tone de mașină. Cu mâinile l-au luat și l-au mutat ca să-l scoată pe ăla, care era un derbedeu. Da. Ăla fugise, făcuse scandal și fugea când a venit poliția. Mai de curând, acum am văzut. Dom'le, sigur că cetățeanul care i-a filmat zice, bravo mă băieți. Un polițist, tot în străinătate, tot la New York, jos acolo lângă un stâlp, birdea de frig, un homeless din ăla. N-avea ghete, n-avea nimic. S-a dus și a cumpărat pantofi. S-a dus polițistul în magazin, i-a cumpărat o pereche de încălțăminte și n-a spus la nimeni nimic. Între timp, un turist care a văzut, a filmat toată treaba și a postat-o pe YouTube. L-a văzut pe ăla că suferă, s-a dus la el și s-a dus, i-a cumpărat și a venit și l-a încălțat. Polițistul. Băi, ăsta totul nu dână la ei care... Spune siguranță și încredere. Nu atât, domn profesor. Păi ce siguranță să am eu, cetățean de rând, când ăștia se poartă că este un aici curge pe crol și felicitări doamnei care, că văd că se semnează o doamnă, care spune că suntem sălbateci.
Păi ăștia le-au angajat 5 fete și sar pe ele ca niște sălbateși, domnule, să le violeze. Păi, nesimțiții. Păi e asta că e, cum adică nesimțiți? Băi, sunt foarte simțiți. Ei simt imediat în nări așa ce miroase în zonă. Asta și e, vală. Ați auzit cumva de violuri generalizate în fabrică, în, nu știu, în presă, în justiție și în justiție. Da, ați auzit și de nu se vede doamne sau domnișoare, da, care îi fac ochii dulci șefului pentru a fi mărită în grad? Am auzit, mi s-a întâmplat și mie chestia asta. N-am pus că eu sunt un sentimental și am alte criterii, dar da, am auzit, bun, și da, una este să vină aia să facă ochi dulci și alta e să vină trei femei în secția de poliție și 40 de idioți de ăștia să facă pariuri care le violează. I-a făcut Bălan atât de mulți ochi dulci, dar a făcut diabet. Da, da. Mi s-au stricat și ochii. Ne-am privit ochii în ochi și erau așa de dulci, de-am dat în diabet. Da, mă uit la fată și are o, în atitudine ei, are o formă de timorare. Vedeți că ea nu se uită în față, nu o privește. Evident că e speriată, domnul profesor. Se vede că după fizionomia ei, e timorată. Evident că e speriată. Și în interviul ăsta, n-a vrut să spun, a zis, după anchetă, voi spune, dumneavoastră, ca să-și dea seama dacă ancheta stabilește e corectă sau nu. Vă dați seama ce presiune și după aia nu mai spune. Dacă, domnule, dacă și pe bărbatul să l-au amenințat la terapie, dacă pe mine mă amenințau, nu știu, băiatul, dacă mă ameninți, zice, las că te prinde. Uite, bă, dau prins, vină încoace. Vină, bă, îți iau gâtul, indiferent ce se întâmplă după aia. Nu discut așa. Nu toți oamenii sunt așa. Domn profesor, e un oraș mic. Este. Ăsta este împărat acolo. Poate să le facă 7000 de probleme lor, familiei. Dacă mă duc 200 de ani în pușcărie, eu tot mă duc și tai jumătate de carotidă și după aia salut. Asta e altceva. La vârsta noastră nu vă duceți prea mult în pușcărie. Nu, nu, că n-am puc să stau prea mult. Vă iertați, nu, așa e. Dar oricum am circunstanțe atenuante. Puneți-vă în pielea oamenilor ăstora. Da. Câte leafare o fată de asta? 12 milioane, 13, dacă are. Da, cam așa. Bărbatul probabil care și el, vă 12 milioane. 15. Și așteaptă deci, și un copil? Și așteaptă un copil. Ea în loc să stea în luna a șasea să-și vadă de treabă, stă și o tărăsc cu patul și cu anchetele și vor să facă reconstituirea violului. Nu sunt zdrave la cap. Absurd. Nu sunt zdrave. Bine că n-au pus-o să-și ia aceiași chiloți pe care avea în ziua aia. Și, păi, să facă, să facă ca în telegrame. Știți cum face reconstituirea procurorului? Mastică era după ce aia la bapa mătie. La Costă Chelgu, da. Mastică era, da. Mastică toarnă. Deși pe la mătură și eu mai bine o țuică. Da, face reconstituire. Mastică era. Bine că n-a pus-o să-și ia aceiași chiloți. Păi, eu când am auzit de reconstituirea violului, mă durea burta de râs. Bă, ăștia sunt normal la cap. Cum să reconstituie sunt un normal, domnul profesor. Eu am făcut scandal și în rând cu mine Sergiu Toader, prietenul și fostul meu coleg, care era directorul știrilor la ProTV pe vremea aia, a fost un subiect despre un incest. O fată care s-a dus la poliție să reclame că cred că taică-su sau bunică-su o viola. Știți ce a zis polițaiul? Ca să putem dovedi, mai repetați. Te dăm cu substanță fluorescentă și te și mai stai odată. Ca să vedem pe obiect. Da. Da, cum am? Păi nu, că există și pormă, l-a luat cu aia de ultraviolete să vadă pe obiectul băiatului. Dumne, dacă... Ăla era întreg la cap pe fetița aia traumatizată să o mai trimit o dată să o violeze tasul. Da, zice așa, că pe cărările bătute nu mai cred. Unde a intrat 100, mai intră și 100. Domn profesor, vorbim de camișori, de copil. Păi, da, copila aia nu era. Îți trimiți copilul ăla, domnule, să o mai violeze. Tu, miliție, ea vine la miliție să caute protecție. Și ăla zice, păi, știi ce... Atât l-a dus, că el vrea flagrantul. Știi ce, poți să-ți fac fată, mai du-te o dată. E posibil așa ceva. Bine că nu l-a pus. E posibil că s-a petrecut fapta. Bine că dacă tot a făcut reconstituirea, bine că nu l-a pus pe ăsta să-i mai dea vreo 7 pumni în burtă, ca să vadă cum a fost. Și ea să-i bage cuțit în burtă. Și ea să-l mai tai odată. Păi că așa trebuia făcut. Știți că într-un accident de circulație, doi polițiști, o mașină de poliție, are un accident groaznic de circulație,
Câți polițiști mori? Câți? Păi, doi polițiști erau în mașină. Da. Păi mai mor încă aia doi la reconstituire. Așa, patru. Doi patru. La accident și doi la reconstituire. Doi la reconstituire. Așa? Păi da. Și ăștia fac... Da. Sunt întregi la cap. Nu vedeți cu cine avem de-a face. Dar la Olt, acolo, să știți că problema nu este numai în poliție. Este o curvăsăreală și o șerpărie în justiție. Ce în tribunalul ăla de la Olt de acolo, te iei cu mâinile de cap. Niște incompatibilități de te apucă jalea. Și așa mai departe. Am văzut oameni nevinovați băgați la pârnaie. L-am scos păi eu pe unul de la Olt. Păi ce, numai unul? Cam, am mai scot așa câte unul. Acum am îmbătrânit, nu mai pot. L-am scos pe unul, acuzat Gostăvicianu, care nici nu trecuse pe acolo. Deci nici nu trecuse și era acuzat de viol. De viol și cu moartea victimei. O profesoară din Slatina, o profesoară care se ducea, nu mai mi-aduc aminte cum o chema. Eu cunosc un caz în Bulgaria, când un tip a fost acuzat de viol. Persoane, toți martori că au fost, toți judecătorii și îi condamnă și îi dă nu știu câți ani de pușcărie. Și pentru viol. Și ăla, când după ce s-a terminat, urma să plece și de pantaloni jos în fața instanței și l-a de obiect. Îl operase ciomul. Nu l-a de ciom. Îl operase ciomul. Trecuse pe la ciom. Și ăștia rămân și din clipa aia nu știu cum să reacționeze, că s-a dat sentința. Și ce fac? Îl iau totuși, îl sechestrează și pun o anchetă medico-legală să vadă dacă nu cumva s-a ciuntit ăsta proaspăt. Da, asta e corect. Nu, corect. Eu așa aș fi făcut și eu. Da. Dar ăștia, de exemplu, de fapt asta mi-am adus aminte, că era o fătucă slăbuță, așa avea vreo 40 de kilograme. Ambalaj cu tot. Da, profesoare. Sănătate. Scuzați-mă. Sănătate. Se ducea, mulțumesc frumos. Se ducea, era în comisia de bacalaureat la liceu, era chiar zi de bacalaureat, și trecea pe-n parcul ăla, pe-n Strehareți. Așa este, domnul Diaconescu, la Slatina, parcul Strehareți? Da, ceva de genul, da. Pădurea Strehareți, da, mă, e un parc mai mare, așa, unde este și o biserică. Și fata asta o ia pe jos, de la ea de acasă, trece pe lângă o piață, o ia pe pădurea Strehareți, era foarte religioasă, trece pe la biserica din... este semnalată în biserica din Pădurice de acolo, după care, la revedere, nu mai vede nimeni. Deși între timp este și o cârciumă acolo care vara funcționa. Și pe aici ar fi trebuit să treacă în drum prin pădurea asta Strehare, care de fapt un par mai mare, către liceu. Și este, ea dispare în intervalul dintre poale și este găsită moartă, legată, violată, legată cu mâinile la spate, cu gâtul tăiat, așa, de la biserică. Și nu mai vede nimeni de pe terasa restaurantului. Deci e clar că după ce a ieșit din biserică. Ce mai este clar? Că la care a omorât-o, o cunoștea. Știa că este foarte religioasă. Știa că trece pe la biserică, pentru că o așteaptă pe o alee. Calmintele era vânzoleală, era vară, era vânzoleală pe-n parcul ăla pe acolo. O așteaptă pe o alee, o și violează, vă dați seama că era mai alee, era o cărăruie de asta așa. O violează, aia țipă, o leagă, o taie gâtul, îi împrăștie alea din poșetă pe jos. Deci durează ceva timp. Ziua în amiaza mare, se ducea femeia la bacalaureat, la școală. Deci nici măcar amănuntul ăsta. Dacă este cineva care o așteaptă când iese din biserică, e cineva care o cunoaște. Ori ăsta care a fost arestat preventiv era lucrător pe un șantier. N-avea nici în clinică, nici în policlinică cu ea. Ba mai mult, am făcut noi demonstrații acolo. A venit, știți cine ne-a semnalat? Șefului, patronul. Care zice, domnule, era pe șantier, vă ziceți nebun la cap. Deci patronul n-avea, nu era rudă, nu era nimic. Și zice, dom'le, ăsta era la betonieră. Am făcut experimentul cu betoniera. Betoniera era în capul unui lanț de ăsta, de producție, ca să zic așa. Adică ăsta făcea beton, care beton îl lua unul cu căldarea, îl ducea sus pe schieră, făcea o vilă. La unul care dădea cu
trafaletul ăla, cum dracu să numește. Deci dacă omul lipsea, nu mergea beton. Deci dacă ăsta nu făcea beton, să te uiți la sau să... Exact. Tot lanțul ăsta, 7, 8, 10, câți erau, stagna. Stătea. Da, da. Nu numai că să zici că, domnule, a fugit până să prepare betonul și s-a întors. Și s-a întors. Că nu se poate să... N-avea ăla, timpul, efectiv. Nu numai că n-avea timpul, dar betonul ăla, mortarul ăla, ce dracu făcea cimentul ăla, se întărește dacă nu dai cu apă, dacă nu dai... Da. Deci ăla tot timpul de la lopat acolo. N-avea cum. Îl și văzuseră toți ăștia pe lanț. Dar am zis, bă, poate țin cu el, poate... N-avea cum. Deci atâta măcar anchetă cu semnele astea de întrebare, da, care erau la prima vedere. Păi, anchetă de o bucătăreasă făcută. Dom'le, la prima vedere. Și l-a arestaseră, pe ăsta nevinovat, pe asta făcea. Jos Pălăria este un polițist, l-am cunoscut la omoruri, acolo la Slatina, Jos Pălăria. A prins câțiva criminali de adevăratele. Bravo lui. Dar restul, pe ăștia sunt niște tâmpiți, domn. Avea un procuror criminalist bătut în cap, total. Care l-a arestat. Vedeți că acum e un scandal, apropo de dacă și procurorii și judecătorii sunt magistrați. Mă uit în justiția, din lumea largă. Avocatul e avocat, el apără, atâta știe să apere. Procurorul trebuie să apere numai dreptatea. No. Atât. El, am văzut cazuri în care procurorul a disculpat un acuzat. Nu e așa, procurorul. Dar la noi procurorul el stă Păi vreți să vă spun eu un caz în care procurorul a disculpat un acuzat? Păi înseamnă că el urmărea adevărul. Asta trebuie să facă. Așa este. Cazul Omar Haisam. Omar Haisam. Care procurorul a cerut să iasă din pușcărie Omar Haisam. Dom'le, bine. Dar mai cunosc un procuror care și acum se ocupă. El de la început a știut. Este un fel de clarvăzător ăsta. Cu Elodia și cu ăsta, cu... Asta e alt mod de procuror. Da. Reversul medalii. Un avocat care nu și-a apărat și și-a inculpat clientul. La Ceaușescu? Da, avocatul lui Ceaușescu. Da. Dar vreau să vă mai spun ceva. Era mai tare decât procurorul. Da. Uitați. Eu cred că, uite acum am stat și m-am gândit, ea nu a avut premeditare să-l înțepe, să-l omoare pe ăla. Cum? Atunci instinctul ei de mamă își nenorocea și viața copilului. Îl năștea în pușcărie. De ce? Nu sunt femei care nasc în pușcărie. Și pe urmă ce făcea? Copilul la 20 de ani își mai vedea mama. Domn profesor, dacă vrea să-l omoare, îl omora, vă spune, băga cuțitul în gât. Dom'le, ea nu este chiar de la geamie. Ea e polițistă cât de cât. Absolut. Măcar nu că a dat ea cu cuțitul, dar a văzut la școală că dacă îl bagi în burtă, nu moare. Nu. Ea a vrut să-i dea un avertisment, să apere, să-i dea un avertisment foarte clar. Dar ea era pentru tentativă de omor condamnată. Nu, este acuzat. Nu e condamnată deloc. Dar nu urma sentința asta? Nu, nu. Nu. Nu poate să urmeze. Dacă a început o anchetă, să demonstrează că ea, de exemplu, cuțitul, să zicem că era întors pe două, ăla deschis acolo. Și în clipa asta în care el încearcă cumva și ea, într-un moment de furie... Pe asta cred eu că a fost un moment de furie. Ia cuțitul și o femeie e capabilă, are furii de-astea. Pentru că... Și are putere în acel moment. Nu e vorba de putere, că la cuțit nu trebuie putere, dar mai ales furia asta, când nu mai ai nicio șansă. Și când singura... Eu sunt un tip de ăsta. Foarte sanguin am fost odată. Adică eu nu stau să... Dacă nu merge treaba asta, nu contează ce-o fi după aia. Ți-am luat gâtul scurt. Stacam pistolul scurt și drept în cap ți-a tras. Nici nu puteam. Stacam aproape de dumneavoastră. Vedeți că se mută cu scaunul de dumneavoastră. Da. Deci, nu stau să mă gândesc când e vorba de niște principii. Principiul demnității, principiul onoarei, principiul integrității. Eu adică ce să discut? Bă, tu te-ai dus, bă, văd eu ce fac după aia. Dar și eu cred că i-a dat cu cuțitul, că eu zice, domnule, a luat cuțitul. Nu. I-a dat un moment de furie. Hai, și eu cred că la fel. Și ceva a declanșat acest moment. Pentru că ea se duce acolo, pleacă cu mașina ei, se duce,
Probabil îl sună și îl convinge într-un mod să-l vină, că de-aia vine, el nu vine așa, că ia să văd ce vrea nebun asta. El, e o oră când nu te duci așa, mai ales că e diferența de grad mare între ei. De la un sergent nu, major... Să vorbim ce? Deci și la ora eu... I-a și spus ce? Păi, vino aia. Să discutăm subiectul deci ăsta. Nu poți să ai cu ea decât relații de serviciu. Relațiile de serviciu apoi le... Apoi să ai la serviciu. Păi nu, le discutăm, le discutăm la serviciu. Da. Da? Da, nu... Chiar dacă este o chestiune extrem de urgentă... Dar nu de serviciu a fost. Mergem la serviciu. E clar că nu a fost, fost de serviciu. Asta este a fost clar. O chestie care nu se putea atunci. Trata la serviciu. Și atunci, de-aia s-a și dus la ora. Pe urmă, ea polițistă, dacă vrea să-l omoare, nu găsea alt prilej în care ea să poată să părăsească locul. Stați puțin. A rămas acolo lângă el cu sânge. Stați puțin. Pentru că a lovit-o dobitocul. Da, a lovit-o. A dat că el când a văzut cuțitul, a dat în ea. A dat în ea. A dat în ea. Că i-a găsit copilul, băiatul lui. Băiatul lui a găsit și a anunțat 112 și a venit zburdul și i-a luat. Nu, dar eu altceva spuneam. Că îl pândea undeva în întuneric, ieșea dintr-un părculeț și l omora. Dar nu e n-a, păi da, n-a fost rezultatul unui moment de mare tensiune. Da, de furie, da. Ea n-a acționat și acolo ca polițistă. Și cum i-a găsit tocmai fiul Păi te-a venit întâmplător. Întâmplător? Întâmplător. Da, el a venit și a văzut că ei se sculptau, până la urmă se trezeau. Mă rog, erau buimaci. Și el tama întâmplător a venit acolo. Dar ea n-a acționat ca polițistă acolo. Deci, dumne, e o polițistă. Aia era calitatea ei oficială, ea a acționat ca o femeie. Sigur. Cu un bărbat, atâta tot. Așa. Erau dincolo de calitatea lor oficială în societate. Polițista mică. Dar v-ați gândit că poate fiul știa de relația dintre polițistă și tată și tocmai din ce acest... Ce anume să? Știa de relația dintre ei. Dom'le, și tocmai din acest... Eu, de ce nu i-a găsit altcineva? Eu m-am ferit întotdeauna să fac pe Agatha Christie. Că dacă e să pun mâna pe creion să încep să scriu romane, polițiste... Vă spun că erau și doi extraterestri. De acord cu dumneavoastră, dar prea mare coincidența. De ce tocmai fiul polițistului să treacă pe acolo întâmplător? Păi că era în poarta casei lui. Păi era în casa lui, acolo. Și iese tocmai în acel moment, nu? El venea nu? Din oraș și vine de undeva. În clipa aia a venit. Și văzut asta, a văzut și înăuntru, a văzut acolo. A văzut pe tată plin de sânge? Da, pe tată pe aia acolo așa. Și a scos telefonul și a anunțat 112. El nici n-a știut că aia e polițist. Hai că ușor, ușor, domn profesor, o convinge pe Roxana nu Abraham să treacă de partea lui. Hai nu, să vedeți păi filmul cu... Sunt de acord cu ea. O scapă de la viol, o convinge. Să vă dau filmul cu polițistul beat, cu polițistul acuzat de viol. Să vedeți filmul acum și apoi ne întoarcem în direct.